preț de câteva ore, spațiul de joacă situat la etajul al treilea al complexului comercial Decebal a arătat precum o mare scenă de pe platourile de filmare americane. Organizatorii au pregătit din timp luminile și au creat o adevărată atmosferă de sărbătoare a Halloween-ului. Copiii se pare că sunt implicați cam toți, da? Chiar și cei mici. Se pare că le place. Însă nu de fiecare dată s-a întâmplat așa. Este și cazul acestui băiat, care după ce a ajuns aici, s-a cam speriat de ce a văzut, așa că nu a mai vrut să stea decât în brațele mamei sale. Cred că e prea mult pentru ei, dar și mai ales că el este mai micuț. De acestea s-au trebuit să le aduceți. Da, așteptam să stea, da? Fetele s-au arătat mai curajoase însă. E tare muzica! Nu e frică? Nu! Ce personaj, cine ești? Sunt zâna toamnei bântuite! Ce la mine? Cea zombie! Tu cine ești? Eu sunt o vrăjitoare moartă. Ce părere ai tu despre această sărbătoare, despre Halloween? Ce pentru tine, Vane. Băieții, ce pare aici la mine, fete? E prima dată când participi la o astfel de sărbătoare? Da. În total, mai bine de 50 de copii au participat la această petrecere specială de Halloween.